Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou video tutorial în care vom vorbi despre o aplicație cu ajutorul căreia puteți să ștergeți toate programele, toate aplicațiile preinstalate în Windows 10. Deși am făcut foarte multe video tutoriale de optimizare a Windows-ului 10, încă mai sunt rugat să fac astfel de video tutoriale prin care Windows 10 să nu mai consume atât de multe resurse și să devină mai performant în jocuri. De aceea m-am gândit să vă prezint o aplicație cu ajutorul căreia puteți să dezinstalați cu un singur click toate aplicațiile preinstalate în Windows, în felul acesta consumul Windows-ului 10 să fie mult mai redus. Nu vreau să întind foarte mult acest video tutorial, de aceea vom începe imediat. Trebuie să căutați 10 Apps Manager, o aplicație, așa cum v-am spus, care printr-un singur click veți vedea că vă poate ajuta să aveți un Windows mult mai optimizat. Mergând în josul paginii, veți vedea ce aplicații sunt dezinstalate. Dumneavoastră vă uitați foarte atent la aceste aplicații și vedeți dacă aveți nevoie de vreuna dintre ele. Vom descărca această aplicație prin apăsarea butonului Download File. Va trebui să așteptați 5 secunde, după care vom apăsa butonul Save și se va descărca această arhivă pe care o vom dezarhiva. Vom deschide folderul și vom rula această aplicație 10 Apps Manager. Așa cum v-am spus și după cum ați văzut și dumneavoastră mai devreme, aici avem toate programele preinstalate, toate aplicațiile preinstalate pe care le putem dezinstala. Dacă vreți să dezinstalați pe rând toate aceste aplicații, va trebui să dați click pe aplicația pe care doriți să o dezinstalați și să apăsați butonul Yes. Această aplicație va fi eliminată și așa faceți cu toate aplicațiile pe care doriți să le eliminați. Dacă însă doriți să eliminați toate aplicațiile, puteți să apăsați aici acest buton și să apăsați butonul Yes. În felul acesta toate aplicațiile vor fi eliminate. Eu vă recomand să dezinstalați fiecare aplicație în parte apăsând click pe ea. Nu ar trebui să apăsați Remove All pentru că sunt și aplicații de care aveți nevoie. De exemplu, această aplicație Photo cu ajutorul căreia puteți să deschideți fotografii. Dacă însă ați șters o aplicație de care aveați nevoie, puteți să apăsați butonul Reinstall și vor fi reinstalate toate aplicațiile și să refaceți procesul de dezinstalare aplicație cu aplicație. Asta în cazul în care ați apăsat butonul Remove All și ați șters toate aplicațiile pe care le aveați în calculator, așa cum am făcut eu în acest moment. După ce ați făcut acești pași, ar trebui ca Windows-ul dumneavoastră să consume mai puține resurse și să devină mai performant, deoarece aceste aplicații nu mai există, deci nu mai pot consuma resurse în momentul în care Windows-ul rulează. Astfel veți putea avea mai multe FPS-uri în jocuri și un randament mai bun în momentul în care deschideți diferite aplicații consumate sumatoare de resurse. Sper că acest videoclip să vi se pară interesant. Dacă este așa, nu uitați să apăsați și dumneavoastră butonul de like. Distribuiți-l pe toate rețelele de socializare. Nu uitați să vă abonați și dacă v-ați abonat, apăsați și clopoțelul de notificări. Doar în felul acesta vei ști când încarc un clip nou pe acest canal.